Emil este un antreprenor clujean care împreună cu asociații săi a reușit să atragă o finanțare de 50.000 de euro din partea gigantului american. Spune că ideea lui de a crea o platformă care să arate dacă o știre de pe internet este sau nu adevărată a venit din necesitate. Această platformă va putea fi folosită de către companii de media sau jurnaliști de investigație sau chiar oricine consumă media sau date, știri, ca să poată să diferențieze între știri adevărate sau false. Știu foarte bine că asta este o problemă în zona de digital news. Platforma va folosi inteligența artificială pentru a ajunge la sursa primară a știrii. În funcție de profilul site-ului, dar și de reputația pe care acesta o are, va primi o notă. Un ziar tabloid, de exemplu, ar putea fi catalogat drept o sursă îndoielnică de veridicitate, în timp ce o agenție de știri s-ar situa la polul opus. Platforma trebuie să proceseze articolul, să obțină nume, entități, meta-informații despre articol, să se ducă în spate, să vadă cronologic care a fost sursa primară, pacientul zero, în termen de jurnalist de investigație, și de acolo să reușească să obțină un nivel de încredere. Startup-ul clujean este unul dintre cele 128 de business-uri europene care au primit fonduri de la Google pentru a-și dezvolta ideea. Fondul de la Google este structurat pe trei nivele. Un nivel pe care se finanțează prototipuri, ăsta e nivelul pe care am aplicat noi inițial, apoi un nivel la undeva la 300.000 de euro și proiecte mult mai mari. Ăsta e procesul care ne place. Vrem să verificăm că ceea ce gândim se poate implementa și se poate implementa bine și apoi dacă lucrurile o să meargă bine, o să mergem mai departe înspre finanțări mai mari. După ce va fi semnat contractul de finanțare, antreprenorii clujeni vor începe să lucreze, iar platforma va fi gata la începutul anului viitor.